Una lui Vasile Goldiș, dar și altul corifei despre Imperiul Dualist. Dincolo de moarte, dincolo de tristețe, a venit, cum se întâmplă și spune românul, și bucuria, bucuria reîntregirii naționale la 1918, în care Aradul a fost în egală măsură piatră de hotar, dar a mai ales început al începutului contemporaneității. Desigur, ca biserică suntem chemați în primul rând să facem pace, ordine, unitate și frățietate între popoare, dar fără să socotim că suntem supuși unui destin. S-au desprins din el, l-au criticat ca și fiind un concept de tip maxim social, deci extinderea socialului asupra politicului. Eu cred că la vremea aceea a avut o importanță foarte mare. Congruența aceasta, biserică, presă, partid național, conduce în final la... Vaida Voievod, deputat al Partidului Național Român în Parlamentul de la Budapesta, federalismul și autonomia națională nu puteau fi separate. Vorbit despre sigiliul și însemnele Aradului, întronarea episcopului Ilie Goldiș, școlile românești din Transilvania în primul război mondial sau eroi din satele arădene în timpul acestei conflagrații.